Hello! Vă spuneam într-unul din vlogurile trecute că o să facem o mică excursie la Sibiu. Ei bine, am ajuns, suntem în Sibiu. După 7 ore de drum, cam așa, și doar vreo 3 ore dormite azi noapte, suntem super obosiți, dar suntem în Sibiu și deja ne place foarte mult. În primul rând, ne place foarte mult cazarea, pe care am să vă arăt îndată, dar n-am să mai stau să vă arăt la fiecare, aici e chiuveta, aici e patul, aici e baie, aici nu știu ce. Vă arăt așa pe scurt, dar e foarte, foarte faină și e boiem așa, e super cute făcută. Tocmai ce am ajuns de maxim 15 minute și am lăsat bagajele, trebuie să facem puțin planul cu ce se întâmplă azi. Mai avem și de muncit puțin și nu știu exact dacă ieșim acum să mâncăm ceva, după aia ne întoarcem și mai muncim sau muncim acum ce avem de făcut, ca după aia să ne relaxăm și să ieșim pur și simplu în oraș, să stăm să ne plimbăm. Trebuie să mai gândim puțin planul de atac, ca să-i spun așa. Nu cred că ne mai punem la somn, deși suntem destul de obosiți, dar am pierdut timp și, nu știu, de obicei când dorm așa, sunt foarte obosită și dorm doar o oră sau jumătate de oră, după aia parcă mă trezesc și mai obosită și buimac, așa, nu știu pe ce nume sunt, așa că cred că o să lăsăm somnul pentru la noapte și sper să dormim bine, pentru că mâine ne așteaptă o zi plină. Vrem să mergem la Castelul Corvinilor, vrem să mergem în Alba Iulia, avem multe planuri, sperăm să ne iasă toate așa cum trebuie. Bun, acum hai să vă arăt cazarea asta super, super simpatică și am să vă las un link către ea în descriere, un link care vă oferă și o mică reducere dacă vă faceți cont pe el bună bă, dacă n-aveți deja, bineînțeles. Hai! Azi e ziua cea mare, ca să-i spun așa, mergem la Castelul Corvinilor și sperăm noi și în Alba Iulia, zic sperăm, pentru că am văzut pe hartă că e ceva drum blocat, trafic blocat, nu știu, porțiune mare cu roșu, dar sperăm că până ajungem la castel, până terminăm pe acolo de vizitat și de făcut poze, o să se mai elibereze și drumul spre Alba Iulia. Hai că am și o oglindă mai mare în care să mă filmez. Mi-am luat fusta asta foarte, foarte faină de la Reserved. M-am gândit că se potrivește cu castelul, se potrivește cu locul în care mergem și sper să iasă niște poze drăguțe. Momentan sunt desculță, dar o să am niște sandale. Mi-am luat și niște sandale cu toc la mine, dar nu știu dacă am să le port. Să văd, măcar poate pentru poze. În rest, am sandale fără toc cu talpă joasă ca să pot să merg cât mai mult. Hey.
Ne-am hotărât până la urmă să mergem la Alba Iulia, dar deja regretăm această decizie. Așa este. Nimic opus. Pentru că am prins o bucată de autostradă foarte frumos și acum suntem pe DN1. Și stăm, practic asta facem, de ceva timp și probabil o să ajungem mâine în Alba Iulia. Ne mișcăm pe loc, da. O să vă dăm de știre dacă mai ajungem azi în Alba. Are soană de vară, sână. Ia uite, faci ce-a fi gustul tău. Da, cercăm. Dacă l-am venit, n-am putut să rândim. Ia asta, așa, cu fratele meu. Arbaretă. Hai, du-te, că filmez. Am joc la bate, nu? Fix. Faci tu poți. Era asta și o să-i cerea acum, îi cerea ceasul, știi? Cămătară. Nu mai l-a întrebat cât e ceasul. Ei, da, de asta e întâlnit așa, știi? Poți singur. Am ajuns deja la cazare, vedeți că sunt trântită, practic, pe o canapea, ca să mă odihnesc puțin. Stați să-mi dau jos și ochelarii. Ah, opa, așa. Cred că am urme de la ochelari. Am ajuns și a fost bine până la urmă. Mă rog, am intrat foarte greu în Alba Iulia, v-am zis, pe DN1 am stat foarte mult. Însă a meritat efortul, ca să spun așa, pentru că e foarte frumos orașul. Nu mă așteptam, sincer, nu știam foarte multe despre Alba Iulia, auzisem că e un oraș frumos, dar e foarte, foarte fain, cel puțin cât am apucat noi să vedem, adică centrul, centrul vechi, centrul istoric. E foarte europenizat, ca să spun așa, și ne-a plăcut super mult, ne-a surprins așa într-un mod foarte, foarte plăcut. Era totul renovat, curat și îmi pare rău că n-am putut să stăm mai mult, să vizităm toată cetatea, mă rog, fosta cetate care înconjoară centrul. Am mâncat la un restaurant foarte fain și el, care se numește Restaurantul Medieval, cred că așa era. Era făcut cumva în cetate, în zidul cetății, nu știu cum să explic. Bine, noi am stat la terasă, dar foarte fain și foarte bună mâncarea. Și după aia am pornit la drum. Pe același DN1, care de data asta pe sensul nostru de drum era ok, mult mai ok față de ce era pe celălalt sens, că vedeam coloana care nu se mai termina și față de cum am stat noi în coloană la intrare, a fost super ok, după care am intrat din nou pe autostradă și am mers așa până la Sibiu. A fost foarte ok la întoarcere drumul și acum, pe lângă faptul că stau trântită pe canapea, am muncit puțin, am postat și clipul din seara asta pentru că este vineri și trebuie să schimb mâna pentru că mă doare mâna dreaptă. Ok. Așa, am postat clipul, am postat și pe Instagram că am postat clipul. Da? Ok. Și o să mă schimb și ieșim în oraș. Pentru că Sibiul practic nu prea am apucat să-l vedem. Ieri eram rupt de oboseală, azi am fost pe drumuri, dar mâine și poi mâine o să fim numai în Sibiu și vizităm tot ce se poate, tot ce apucăm. Da, și cam ăsta este planul măreț și trebuie să mă îmbrac ceva mai bine pentru că se cam lasă răcoare și sper să nu uit să vă arăt outfit-ul. Mă rog, marele outfit în oglindă.
Avem și un prieten aici. Ce faci, mai? Ce faci, mai iubire, mai? Da, ce frumusele. Opa, opa, opa. Da. Ce frumusele, ce iubitori ești. Da, mă gări în seamă. Mă gări în seamă. Și cu păciu o să ia. Ia. E, ce apă. Nu că-ți place fumul țigările. Hai, mă pare, mă pare. Hai. Tu. Care albitorul ăsta, mai? Uite-l cum stă, uite-l cum stă, uite-l cum stă. Mi-e doar de ceas. Of. Ce faci, mai? Măi, frumuselule, măi, frumuselule. O, doamne. S-o la zi, nu, băiețaș? Da, uite-l cum stă. Mă merg că nu se pune pe spate. Se-l mângâie în bârtică. Hai, sclavilor, hai. Ți-ai angajat măsioară? Ce-i îndrisați pe cine? Hop, nu te-am prins. Te-ai ridicat prea repede. Vai, doamne. Vai, doamne. Fundolovan. Fundolovan, ce faci? Ce își spărea, băi, când îi bagă seama? Nu te mai pupă. Dar știi că a spărat pe mine așa, uite. Am murit. Ce? Vrei mâncat? Vrei mâncat? Vrei mâncat? Vrei mâncat? Vrei mâncat? Zic că vrei mâncat? Vrei mâncat? Absolut, mulțumesc. Îl scot pe Freddy la plimbare în Sibiu. Nu e nimic deosebit la acest outfit, dar a vrut să fie cât mai comod, de asta mi-a luat și Adidas în picioare și, bineînțeles, o să-mi iau o geacă pe deasupra, că nu se poate altfel. Și hai să mergem! Tanta filmarea asta. Tocmai ce am plecat de la Charlie, o cafenea super, super drăguță, unde am mâncat un waffle, un waffle sărat, foarte bun, și o cafea cu vanilie și ghimbir, super interesantă și puțin spicy așa. Și acum ne plimbăm pur și simplu pe străduțe, în sfârșit apucăm și noi să facem asta, să vizităm Sibiul. Și rătăcim așa pe străduțe, ne pierdem și e foarte, foarte frumos. Și acum am ajuns la o clădire super interesantă, ce asta, muzeul, ce? Muzeul Asociațiunii, da, nu știu ce asta, dar e fain afară, e numai bine cât trebuie de cald. Dimineața era mai răcoare, dar acum a mai ieșit soarele și s-a mai încălzit. Și admirăm clădirile, facem poze, filmez, bineînțeles, pentru vlog și cam asta o să facem pe ziua de azi. Ne-am luat și o înghețată, care nu e cea mai bună, sincer. Îți place înghețata? Nu. Și-au șmițită. E cea mai mare bilă din oraș. Da.
aveau acolo reclamă că e cea mai mare bile din oraș și nu mi se pare așa. Și oricum e cam seacă. Da, în fine, noi ne continuăm plimbarea pe străduțe. Am așezat la o terasă, Culinarium se cheamă? Culinarium. Mi-am luat un Hugo și am pus la treabă jucăria cea nouă, stați așa să vă arăt. Adică asta și vreau să fac un time-lapse, nu, un motion-lapse? Motion-lapse. Mă bălbui, nu știu cât vedeți voi acolo, că e cam întunecat pe cameră. Și acolo în spate este și un mini-concert. Sunt foarte curioasă ce o să iasă. Am mai făcut timelapse-uri până acum, dar motionlapse-uri nu. Și sper să iasă ceva fain. Durează 20 minute toată treaba și o să iasă 20 de secunde de filmare. Și oricum, dacă o să iasă bine, o să-l vedeți și pe vlog.